Supermarket din Onești a înregistrat o performanță greu de atins, 32 de furturi și o pagubă de 4.000 de lei, totul în doar 5 zile. Toți hoții au fost surprinși de camerele de supraveghere, iar filmulețele vor rula pe un ecran la intrarea în magazin. Pe un panou alăturat vor fi afișate pozele celor prinși de poliție. Pe imagini se poate vedea că infractorii, majoritatea copii, preferau băuturile scumpe. Mărfurile sustrase erau de obicei ascunse pe sub haine sau în buzunare. Trei dintre autori au fost identificați exact în toiul acțiunii și au fost reținuți de agenții de pază din supermarket.